Socialdemocrata spune ce spun tot mai mulți membri PSD în ultima perioadă, și anume că Victor Ponta este soluția pentru România. Sunt voci care susțin că Victor Ponta ar trebui să candideze la prezidențiale și nu Crin Antonescu. Da, și eu vă spun același lucru. Că Victor Ponta ar trebui să candideze? Același lucru. Deci un om care totuși la ora actuală în politica românească prezintă oarecum încredere și forță e Victor Ponta. Chiar dacă le convine, chiar dacă nu le convine. Este părerea doar a mea. Deci până la urma urmei nu mă poate nimeni condamna pentru ceea ce gândesc eu și ceea ce mă exprim eu. Dar pentru România este o soluție în momentul de față pentru 2014. Primarul comunei Berleș crede că liberalii ar putea pune candidat la prezidențiale din partea USL dacă vin cu altcineva în locul lui Crin Antonescu. Poate PNL-ul va veni cu altcineva, Deci nu Crin Antonescu, să înțeleg că domnul Crin Antonescu nu este o soluție. Nu este o soluție la modul de prezentare în ultima vreme, așa cum merg lucrurile pe ecran. Ceea ce dă națiunii, pentru că, v-am spus, națiunea este foarte atentă la ce se petrece în jur. Nu-i problema că nu-l vreau eu sau că ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme cu dumnealui l-a dus sub această cotă de încredere pentru prezidențial. Și președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, susținea în urmă cu câteva săptămâni că Victor Ponta a crescut în sondaje.